9 iunie contează mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat. Alege Transilvania. Urmăriți Alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu, iar pentru această emisiune vom avea alături de noi un invitat special, este domnul Ambroziu Felician Perneș, reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor, AUR. Dânsul ne cere votul și încrederea pentru a deveni președintele Consiliului Județean Sălaj. Pentru început o să vă adresez întrebarea care sparge gheața. Din punctul nostru de vedere, ce credeți că au în comun George Simion și Mihai Viteazu? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația la emisiunea dumneavoastră și să trecem direct la întrebare. Ca să spargem gheața, așa. În comun este exact ceea ce putem extrage din denumirea partidului. Suntem AUR, este Alianța pentru Unirea Românilor. Este partidul care vrea, la fel ca Mihai Viteazu, să facă o Românie mare, o Românie în granițele căreia să fie toți românii, indiferent că sunt dincolo de Prut sau că în Bucovina sau în altă parte. Dar știți că de la vrea și până la putea e cale lungă. Bineînțeles, pentru că mi-amintesc un sondaj care s-a făcut în Republica Moldova în urmă cu un an și ceva și în care, surpriză, moldovenii nu vreau unirea cu România. Pentru cei care încă nu vă cunosc sau nu au avut ocazia să lucreze cu dumneavoastră sau să relaționeze cu dumneavoastră, îmi permit să le spun celor care ne privesc câteva elemente definitorii legate de cariera și experiența dumneavoastră, după care, dacă simțiți nevoia, o să vă rog să și aduceți completări. Sunteți economist și inginer, de exploatări miniere, dar și inginer de sisteme electroenergetice. Ați fost inginer la Electrica S.A., ați ocupat pe rând funcțiile de șef adjunct, inginer coordonator furnizare, director operațiuni comerciale, iar în perioada 2019-2020 ați fost director a FEZ-A-Lău. Din anul 2020 și până în prezent sunteți consultant pe probleme de management la Electrica Furnizare. Între anii 2008-2014 ați condus partidul PNЦCD, fiind președintele partidului. De asemenea, în perioada 2010-2014 ați fost și vicepreședinte al acestui partid în Biroul Național de Conducere. Totodată, între anii 2000-2020 ați deținut 5 mandate de consilier local din partea partidului. Și acum întrebarea mea este, ce asemănări ați găsit între PNCCD și Partidul AUR, din care faceți acum parte? Vreau să încep cu o întâmplare pe care să încep răspunsul la întrebarea dumneavoastră. M-am întâlnit ieri cu unul dintre candidații la Consiliul Județean, la un alt partid, și în care spunea: Felix, chiar tu la AUR? Eu, da, înțeleg că am trecut la tot un partid de dreapta și pentru că sunt un idealist. Și am zis, nu tu ești idealist, eu sunt idealistul, pentru că idealul nostru a PNCCD-ului era ca, după trecerea prin perioada comunistă, să ajungem la ceva mai bine. Ceea ce s-a făcut în cei 34 de ani de la Revoluție, de fapt, ne-a dus, părerea mea și a multora dintre români, din rău în mai rău. Idealul meu este ca toți românii din România, ca toți conaționalii noștri să o ducă mai bine, pentru că atunci când ei o duc bine, o duc și eu și familia mea și toți prietenii mei o ducem bine, pentru că cu toții facem parte din România. Nu să o ducă bine cei care conduc partidul și cei care conduc de 34 de ani, cum am zis înainte, țara în diverse perioade. Pentru că, sincer, trebuie să ne uităm în urmă și să vedem că au condus PSD-ul, după care a fost PD-ul lui Roman, care era tot din PSD, după care au venit liberalii după care iar am avut PSD-ul, după care iar PDL-ul, după care a fuzionat PDL-ul cu PNL-ul și a făcut partidul unic, care de fapt e tot PDL-ul, nu liberalii. Dacă vreți, uitați-vă în Zalău și spuneți-mi, din vechii peneliști, mai este vreun liberal în actualul Partid Liberal? Nu, toți sunt democrații lui Băsescu, cei care au tăiat 25% din salariile bugetarilor, cei care ne-au spus să trăiți mai bine și de fapt au trăit ei mai bine, cei care spuneau că luptă împotriva corupției și l-am văzut pe fratele președintelui Băsescu că avea probleme legate de corupție și de integritate. Și revenind la întrebare, da, sunt un idealist, la fel cum sunt toți colegii mei din AUR. Luptăm pentru ceva mai bun pentru români și pentru România. AUR n-a fost la guvernare, dar ce credeți că reprezintă asul din mânecă pentru acest partid? Tocmai faptul că majoritatea, marea majoritate a celor care candidează pentru AUR acum sunt cei care nu au fost la conducerea niciunui partid sau care nu au fost în conducerile centrale sau județene. Sunt oameni în majoritate tineri, oameni care n-au fost corupți, oameni care cu toții cred, la fel ca și mine, că o să facă ceva mai bine pentru România. Și merită AUR o șansă din partea alegătorilor? Da, merită cu prisosință. Pentru că nu putem să zicem, la fel ca și unele dintre cunoștințele mele, lasă că ăsta știm că e așa, dar celălalt poate e mai bun, nu e mai bun. De ce să nu încercăm? De ce să nu vedem? De ce să nu demonstrăm că noi suntem mai buni? Pentru că chiar suntem mai buni decât cei care au fost până acum. Bun, și pentru că îmi doresc ca cei care ne privesc să-i descopere pe candidați și dintr-o altă perspectivă, nu doar cea de politician, respectiv cea de om, de cetățean, aș vrea să ne spuneți un pic despre omul Felix Ambroziu Perneș, mai exact ce hobby-uri, ce pasiune aveți, ce faceți în timpul liber, cum vă relaxați atunci când sunteți dezamăgiți sau nemulțumit legat de problemele politice cu care vă confruntați. Vreau să spun că îmi dedic cea mai mare parte familiei și pot să spun că familia face parte dintre cele 4 valori asumate de către AUR. Familia tradițională, în care este soțul, soția, copiii și nu părinte 1 și părinte 2, ci tată și mamă și copil. Sunt căsătorit, am 2 fete, am un nepoțel și mai ales acum, în ultima perioadă, timpul liber pe care încă îl mai am pe lângă serviciu, politică, mi-l dedic nepoțelului meu. Un nepoțel de 1 și jumătate care crește și care îl văd crescând și care undeva mă face să mă deconectez mai mult decât orice altă activitate. Dar totuși pot să spun că îmi place sportul, îmi plac drumețiile, am fost sportiv. Deci în 1987 am fost campion național de culturism la juniori. Am rămas în continuare o persoană căruia îi place mișcare, îi place sportul, îmi place să fac drumeții, în special pe munte, dar neavând timp, chiar și pe dealurile din zona Sălajului, îmi pare rău că acum nu pot să mă duc după ciuperci, că au apărut ciupercile în pădurile Meseșene. Păi, acum faceți politică. Cam cât % din timpul dumneavoastră vă acaparează politica și cam cât vă mai rămâne spre timpul liber? Dacă e să luăm la 100, din 24 de ore din zi, 8 ore mi-a serviciu. Pe lângă asta mai am și alte activități legate de activitatea energetică. 8 ore, cu toate pregătirile, le dedic somnului. Deci pot zice că rămân de undeva vreo 15% pentru celelalte activități. În perioada de campanie electorală, într-adevăr, îmi dedic mai mult. Mi-a luat și acum concediu, tocmai pentru a nu afecta cu nimic societatea la care lucrez. Sunt în concediu și mă dedic zi, lumină, campanie electorale și a convinge conjudețenii noștri că AUR-ul este soluția cea mai bună pentru Sălaj în acest moment. Ați luat la pas, am înțeles, comunele principale și orașele sălăjene. Care sunt principalele nemulțumiri pe care le-ați auzit de la cetățeni? În primul rând, cetățenii nu vin cu nemulțumirile. Ei vin pentru că știu, de fapt, ce s-a făcut. Nu trebuie să le explicăm noi ce au făcut PSD-ul și PNL-ul. Ei vin și zic, da, AUR-ul, în voi avem speranță, pe voi vă votăm. Sunt mulți cu care am discutat, nici nu trebuia să le spun, veniți, votați AUR, ci vin ei, văzându-ne îmbrăcați în galben și cu sigla AUR, și ne spun, eu votez AUR, nici nu trebuie să-mi spui nimic. Dar de ce? Eu o să-mi... Pentru că sperăm că odată și odată o să schimbăm ceva în România. Așteptăm de la Revoluție de 34 de ani să se schimbe ceva și nu s-a schimbat nimic. Doar promisiuni de mai bine și nicio promisiune n-a fost dusă până la capăt, n-a fost îndeplinită. Și revenind la întrebarea mea, cam care ar fi principalele, nu știu, dorințele lor sau doleanțe sau ce ar trebui masă să rezolvați dacă veți deveni președintele Consiliului Județean? În primul rând, sărăcia, pentru că ne ducem, e vorba de marea masă a oamenilor, deci nu putem să venim cu statistici și să zicem că în 1990 nivelul de trai era acolo și acum s-a dublat nivelul de trai. Problema este că statistica respectivă face o medie, dar ce se întâmplă la noi în România? Între cele două clase de oameni bogați și oameni săraci este o diferență tot mai mare și am ajuns ca cei bogați să fie foarte bogați și cei săraci din ce în ce mai săraci. Bun, și cum poate AUR, nu știu, să îi ajute pe sălăjenii care au o situație financiară mai precară? Aveți niște soluții concrete în acest sens? Ați identificat niște nișe, niște planuri, niște proiecte, ceva? Avem două proiecte, unul pentru sate și unul pentru oraș. Cele care sunt trecute inclusiv pe flyerele noastre de campanie și în care zicem ce o să facă AUR pentru satul românesc și pentru orașele României. Nu o să stau să le citesc. Am început campania, mergem în fiecare comună, dacă putem, dacă nu reușim noi, dacă nu reușesc eu personal, o să fie dintre colegii care sunt pe lista de consilieri județeni sau dacă nu ajungem chiar niciunul de la județ, candidații noștri din localitățile respective au flyerele pe care le distribuie și care pot fi studiate de către sălăjeni. Cerem în primul rând subvenții mai mari pentru agricultură. Pentru că, da, într-adevăr, coaliția aflată la guvernare, pentru că nu are rost să rostim numele partidelor, pentru că este o coaliție și gândesc împreună și acționează împreună. Coaliția aflată la guvernare spune, da, a mărit subvențiile. S-au mărit, dar ce ziceam și înainte, nu s-au mărit atât cât este inflația. Și au ajuns că din subvențiile agricole să nu reușească să-și achite cheltuielile pentru ferme în general. Bun, dar dumneavoastră propune subvenții agricole de 2 ori mai mari și în același timp vreți și eliminarea accizei la motorină folosită pentru lucrările agricole și totuși din ce bani se poate susține acest lucru în condițiile în care situația financiară, bugetară, o știm cu toții că este una precară, de unde ați identificat surse pentru a face rost de acești bani? Din câte știu eu, pe fondurile europene nu există, nu știu, soluții. În primul rând, subvențiile sunt subvențiile agricole, vin de la Uniunea Europeană. Subvențiile pentru teren. Da, dar momentan am înțeles că nu există soluții de asta. Și care, într-adevăr, sunt fixate. Ce cerem noi? Dublarea subvențiilor, ca subvenții să vină chiar și de la bugetul țării. Mă întrebați de unde bani? De la bugetul țării de unde? Că noi ne împrumutăm și trăim pe datorie. Eu o să întreb, de unde avem bani să plătim pensiile speciale? Da, păi și atunci, asta era o altă temă pe care vreau să o dezbatem. Chiar nu o să fac ce a făcut Rareș Bogdan în urmă cu 4 ani, să zicem, dacă ajungem noi la guvernare, în 30 de zile o să tăiem pensiile speciale. Și dumneavoastră nu le tăiați dacă ajungeți la guvernare? Ba da, dar nu o să zic că o să le tăiem în 30 de zile. Okay. Și este una dintre, părerea mea, este una dintre resursele, pentru că pensiile speciale sunt chiar exagerat de mari și prin care, nu vreau să spun acum valori, dar pensia unuia dintre pensionarii speciali, poate să acopere pensiile din un sat, poate chiar mai mic. Legat de proiecte, planuri și perspective, domnule Perneș, aș vrea să vă întreb, în condițiile în care, nu știu, printr-o minune veți ajunge președintele Consiliului Județean, pentru că vă bateți cu două forțe aici local puternice, adică atât cu PNL-ul cât și cu PSD-ul, ce tip de președinte de Consiliul Județean vreți fi? În primul rând o să fiu un președinte drept și just. Deci o să încep cu o analiză a tuturor celor implicați în bugetul județean, în instituțiile județene. Adică le dați note? Nu le dau, o să le fac o analiză. Analiza nu se face neapărat cu note, pentru că... Cu calificative. Că, calificative în care da... Admis și respins. Admis și respins. Am înțeles. Asta e primul lucru cu care începeți. Asta e primul cu care o să încep. După aceea, cu cine rămâneți? O analiză și după ce am făcut analiza, mă gândesc într-adevăr la ce ziceam înainte. Dacă eu am afirmat că sunt prea mulți, ar trebui probabil o nouă organigramă, o nouă structură a personalului la nivel de județ Sălaj. Printre principiile doctrinare ale AUR se numără și întoarcerea la tradiție și principiul meritocratic. Cum veți putea implementa aceste lucruri în Sălaj din poziția de președinte al Consiliului Județean? Meritocrația este exact ce am zis înainte. O analiză, pentru că asta poți să faci. Nu o să stau să analizez societățile comerciale, ci ceea ce aparține de bugetul județului. De adică echipa județean cu care veți lucra. Da, și tot ce aparține și unde poate Consiliul Județean, prin președintele Consiliului Județean, să inclusiv acționeze. La nivelul instituțiilor pe care Consiliul Județean le coordonează? Inclusiv. Ok. AUR propune fonduri nerambursabile și credite ieftine, garantate de stat, pentru ca în orice comună din România să existe câte o fabrică. Ce fabrici se vor construi în Sălaj și câte locuri de muncă estimați că se vor crea? Vorbim de satul românesc, unde propunem câte o fabrică în fiecare comună. Bun, implicit și de satul Sălăjan atunci. Și de satul Sălăjan, da. Dar vorbim, ziceam, de sat, nu de oraș. Pentru că în sate avem nevoie de fabricuțe pentru prelucrarea produselor agricole. Bun, și unde avem să faceți fabricuțe? În funcție de ce resurse avem în zona respectivă. N-ați identificat anumite zone sau ce anume veți face? Nu, încă, pentru că inițiativa trebuie să vină din... Noi o să-i ajutăm, dar cei din comuna, din OAT-ul respectiv, ei trebuie să vină să ne spună, știți, noi avem 10.000 de oi. Laptele îl dăm unui cioban sibian care el face brânzetele mea. Haideți, ajutați-ne să ne facem noi o fabrică de prelucrare a laptelui. De ce să dăm laptele cu 3 lei și brânza, cel care prelucrează, cel care, sibianul respectiv, pentru că asta se întâmplă în Sălaj, de fapt, o duce și o vinde în București cu 40 de lei kilogramul. Ok, altfel spus... La fel avem crescători de porci. Avem fermele de porci, dar nu avem fabrici de prelucrare a cărnii. Nu știu, avem abatoare în Sălaj? Am avut un abator, dar și cel de la Hereclean, dar și ăsta închis. Deci, și asta poate fi, dar nu neapărat să fie de nivelul abatorului de la Hereclean. El a fost un abator mare care practic era făcut de către o asociație și care, din câte mi-amintesc eu, n-au reușit să se înțeleagă ei, fiind prea mare și prea... Noi vrem fabricuțe mici în care acționari să fie cei din OAT-ul respectiv sau din zona respectivă și care să valorifice sau să prelucreze produsele din zona sau respectivă. Resursele putem să zicem, am fost în zona Șimleuri, acolo e o zonă foarte, foarte bună pentru pomii fructiferi, putem să facem dulcețuri. Sucuri, putem să facem sucuri. Putem să facem, pentru că avem pădurile sălăjene, în care, chiar dacă avem regimul silvic foarte strict, în care nu se poate valorifica lemnul, trecând prin păduri, că v-am zis, îmi place să mă plimb prin... Așa, sunt multe crengi uscate, sunt multe care, de fapt, rămân acolo și care nu... Veți face peleți sau ce? Se pot face peleți. Deci să-i ajutăm pe cei care sunt interesați doar din rămășițele, din frunze, din crengi, din rebuturile. Compost. Din rebuturi și compost. Partea cu compostul se poate face iară din partea de gunoi, menajer care se adună. Deci, în primul rând, noi nu o să mergem și o să zicem, vă facem o fabrică de dulceață și o să zică bine, bine, dar trebuie să aducem fructele de la 500 de kilometri. Nu, în funcție de resursele din zona respectivă și în funcție de cerințele, în funcție de cerințele celor din zonă. Noi nu vrem să facem noi fabricile, noi vrem să-i sprijinim să se construiască câte o fabrică în fiecare sătuț. Poate să fie o fabricuță de prelucrare a lemnului, chiar dacă nu avem resursele, dar dacă în lipsă de altceva putem, se poate cumpăra lemnul și să facă, știu eu, mic mobilier, ceva, un atelier artizanal. Se pot face coșuri, se pot face... Deci, în funcție de zonă și în funcție de cerințele celor din zona respectivă. Bun, e lăudabil că aveți această deschidere. Pentru că trebuie să ne întoarcem și să ne gândim că în cei, iarăși, în cei peste 30 de ani, în cei peste 30 de ani s-au distrus fabricile. Într-adevăr, nu aveam fabricuțe, dar aveam ateliere de prelucrare aproape în fiecare sat. Erau prin cooperativa de consum, aveam mici ateliere. S-au distrus. S-au distrus tot ce aveam și în sate și în oraș. Bun, și noi vrem să revenim ca să avem o fabrică, să avem locuri de muncă. Da? La asta am vrut să ajung. O să creăm locuri de muncă. Creând locuri de muncă, o să fie salarii. În momentul în care avem mai mulți salariați, în momentul în care avem salariați, avem către buget impozitele și taxele, după care, având salariați, având un venit mai mare și stabil, o să înflorească și comerțul din localitatea respectivă. De acolo iarăși o să meargă impozitele și taxele către buget. Era la întrebarea la care mi-a spus-o mai la începutul emisiunii, de unde o să avem bani. Tocmai din asta. Prin a-i ajuta pe compatrioții noștri să investească sau să, dacă nu ei, ci să ajutăm noi, să facem fabrici de la un mic atelier, în care o să lucreze probabil 4-5 persoane într-o localitate, se ajunge că pe lângă el, cum am zis, o să fie magazinele în care încă mai sunt 5 persoane care ok, deci veți face lanțul mult mai mare. Corect, deci totul pornește de la o idee, de fapt, și de la ideea respectivă o să vă dezvoltați. E teoria aia în care zice, dacă în Thailanda un fluture dă din aripi, în România o să sufle un vânt peste Carpați mai mare, dar ceva asemănător. Deci dacă începem de la ceva mic, e bulgărele care se rostogolește și care adunăm și pentru buget și pentru bunăstarea locuitorilor sălăjeni și implicit pentru bunăstarea întregii comunități. Liderii AUR, domnule Perneș, au afirmat că Guvernul României nu a construit niciun spital nou în 34 de ani de guvernare, dar au alocat bani pentru pensiile speciale, exact ce mi-ați povestit. De aceea AUR propune un program național pentru construcția de spitale noi, inclusiv spitale județene. De ce mai există aceste pensii speciale, mi-ați explicat, pentru că n-a avut nimeni curajul să le taie, dar de ce considerați că mai este nevoie de construcția unui spital aici, la noi, acasă, în Sălaj? Nu face față spitalul județean de aici, din Zalău, sau ce mai avem la Șimleu, la Jibou? Mai construiți încă un spital? Da, este nevoie și de spital, pentru că am fost nu de mult pe coridoarele spitalului, policlinicii, de fapt, lume multă care stă la coadă și care se plânge, de fapt, că nu reușesc decât cu programare. E ceva în sănătate în care spune că să ajungi la medicul de familie îți trebuie programare, tu ești bolnav acum și te programează peste 3 zile, la fel medicul de familie îți face trimitere către specialist și ajungi că te programează peste o săptămână, o lună. O săptămână e optimist. Da, o săptămână, o lună, două, când poate nu mai ești bolnav atunci sau poate nu mai ești deloc. Exact. Deci asta este problema noastră. Cu cât mai multe spitale, cu atât mai multe locuri, mai mulți... Și banii din fonduri europene sau de unde? Da, se pot construi și din fonduri europene și este exact bulgările de care am zis. Începem cu puțin, creăm locuri de muncă, bani la buget și atunci putem să... Bun, dar poate creați spitalul și după aia nu aveți specialiști. Știți că ai noștri așa se plâng, că totuși ei au de toate, au infrastructură, au dotări, au de toate, dar nu au medici specialiști și din păcate de aia trebuie să așteptăm o lună, două, trei, până când ne putem duce să ne consultăm la un medic. Din câte am văzut în spital, că am zis, am fost în zile trecute, Nu sunt cabinete goale în policlinică în care zici, uite, ăsta e gol, nu avem doctor. Sunt și câte 2, 3, 4 doctori care vin pe rând și care stau o oră, două și după care pleacă. Dar dacă am avea un spital mai mare în care fiecare să aibă cabinetul lui și în care să stea nu 8 ore, dar să stea 4 ore, în loc de o oră sau două, eu zic că n-ar mai fi nici cozile, n-ar mai trebui nici să stăm atâta pentru programare și specialiștii sunt. Care e motivul pentru care ați ales doar lideri care s-au remarcat prin politica militară în România? Nu știu, așa vă doriți noastră să, ca și partid, să conduceți țara cu o mână de fier sau cu strategiile lui Vlad Țepeș? Nu o să putem să facem așa ceva. Pentru că știți, ca și mine, România este o țară democrată în care deciziile se iau de către Parlament, în care sunt majorități și majoritățile se fac cu mai multe partide și nu o să putem să facem ce vrem noi și chiar nu vrem dictatură. Deci nu. Dictatură, părerea mea că avem acum. Avem un președinte care și aveți dovezi când spuneți asta, nu? Da, am văzut cu toții la televizor ceea ce face președintele când își aruncă paltonul. Asta am văzut-o și eu și toți ceilalți. Avem deciziile pe care le au partidul cu majoritatea, nu partidul, ci coaliția dintre cele partide, pentru că au o majoritate și ei iau decizii pentru că le pot. Asta era, din câte mi-amintesc, erau câteva emisiuni și de ce fac? Pentru că pot. Bun, și partidul meu și România educată și, nu știu, o să trăim mai bine, lozinci de genul ăsta, adică sunt și la dumneavoastră, și dumneavoastră aveți lozinci de genul ăsta. Nu sub forma asta, într-o formă mult mai elegantă. Nu, în urmă cu 10 ani și eu am crezut în proiectul președintelui Iohannis în România educată și am sperat că o să avem o România educată. Și ne trezim după 10 ani. Și astăzi în ce Românie trăim, din punctul nostru de vedere? Ne-am trezit după 10 ani că dacă în urmă cu 10 ani aveam admitere la bacalaureat, promovare undeva la 60%, acum suntem la 40%. Este o România educată asta? Nu cred. Bun, și atunci ce România este? Cea în care trăim astăzi, din punctul nostru de vedere? România pe care o vedem cu toți. O Românie care are nevoie de ajutor, o Românie care are nevoie de un partid cum este AUR. Bun, și cum un partid care să lupte împotriva corupției, un partid care să lupte doar pentru meritocrație, nu pentru nepotism, pentru că ceea ce ziceam înainte, în 34 de ani s-a ajuns că la fiecare 2-3 ani sau de câte ori se schimbau guvernele și la rândul lor se schimbau directorii de instituții și aduceau prietenii, amantele, vecinele sau nu știu cum să le numesc eu, dar veneau, erau... Da, asta se numește nepotism. Chiar dacă nu-i rudă, este nepotism. Este cel care își aduce pe... Bun, dar sunteți conștient că dacă veți ajunge la putere și implicit dacă dumneavoastră veți reuși să deveniți președintele Consiliului Județean Sălaj, nu știu, România, țara, se află în perfuzii momentan, adică trăim pe datorie din împrumuturi. Da. Nu producem atâta cât consumăm și atunci când vrem să implementăm anumite lucruri, nu prioritizăm, așa ați spus și dumneavoastră. Cât de bine cunoașteți, nu știu, problemele, dorințele și așteptările votanților, pentru că, așa cum ați spus, ați fost în teritoriu. În ultimele 2 săptămâni pot zice că am luat pas cu pas jumătate din județul Sălaj. Am trecut prin comune, am făcut campanie chiar și în Zalău. Ieri am fost în Șimleu, azi colegii mei au fost în Jibou, urmează să mă duc și eu săptămâna viitoare. Cehu-Silvanie și după care toate comunele le luăm la pas, mergem din poartă în poartă. În primul rând, nemulțumirea este generală. Nu pot să vă spun pentru că sunt multe nemulțumiri. Fiecare are nemulțumirile personale. Nu pot să-i spun omului care o nemulțumire... Contează mai mult decât alta. Da, dar în general, v-am zis, este sărăcia. În al doilea rând este valul împotriva celor aflați acum la putere. Deci majoritatea spun orice... Și ar putea AUR să câștige pe o conjunctură de nemulțumire populară? Sperăm. Sperăm. Speranța mare ultima. Ar fi interesant. De ce este mai puternic, mai potrivit Ambroziu Felician Perneș pentru conducerea Consiliului Județean decât Florin Florian sau decât Dinu Iancu Sălejanu? Pentru că, în primul rând, vin cu principiile partidului. în care noi suntem cei care avem cele 4 principii de bază: credința, familia, unitatea și libertatea. Credința în cine și în ce? În valorile asumate de AUR, ca să le iau atunci pe rând, este credința creștină. Creștinismul este fundament al civilizației europene. Credința creștină este pentru noi îndreptar pentru o viață socială mai bună și o cale de salvare sufletească. După care avem libertatea, care este un preț dat de Dumnezeu, un dar de la Dumnezeu, libertatea în gândire, în exprimare, libertatea economică, pentru că asta vorbeam și înainte de partea care sunt esențiale într-o democrație. Familia, despre familia am vorbit, este familia de bază, familia care de fapt este baza societății, în orice societate, și națiunea, naționalitatea, care țin de o realitate obiectivă. Astea sunt cele 4 principii. De ce credeți că eu aș fi mai bun decât... Nu, de ce credeți dumneavoastră că aș fi mai bun? De ce cred eu? Pentru că, în primul rând, am văzut cum a fost condus de către, nu neapărat de către Florin Florian, pentru că n-a fost într-o funcție, dar am avut la președinția Consiliului Județean PSD-ul mulți ani de zile, nu mai știu exact câți, dar l-am avut PSD-ul. De 4 ani avem PNL-ul la conducerea Consiliului Județean și, sincer, eu n-am văzut îmbunătățiri. Am văzut doar chestii de fațadă, gen Soarele Sălăjan, la fel cum am văzut eu și am văzut și alții că, de fapt, multe din investițiile care se fac în Sălaj se fac doar pentru că sunt de interes național, gen autostrada, sau să ne gândim la centura Zalăului, care am așteptat, cred că de aproape 20 de ani, să întregească centura respectivă și care se lucrează și încă nu e terminată. Bun, și pentru că, iată, timpul nostru se limitează, deci, din păcate, aș fi avut foarte multe alte întrebări să vă adresez. Aș vrea să știu, în final, domnule Ambroziu Felician Perneș, care este mesajul dumneavoastră pentru cei care ne privesc și pentru cei care ar vrea să vă crediteze cu un vot ca să deveniți președintele Consiliului Județean Sălaj? Pentru toți ascultătorii noștri vreau să le spun așa: te-ai săturat să vezi cum resursele României sunt prădate fără milă? Te-ai săturat să vezi cum românii sunt forțați să-și caute de muncă în alte țări? Te-ai săturat să vezi cum tot ceea ce prețuim la țara și neamul nostru este călcat în picioare? Te-ai săturat să alegi între rău și foarte rău? Și noi ne-am săturat. De aceea am creat acest partid. Partidul e nou, dar lupta e veche. E o luptă care a fost începută și de alții, dar pe parcurs s-a podmolit. E o luptă pe care noi vrem să o ducem până la capăt. Votați AUR, o echipă de AUR pentru Sălaj. Pe ce poziție de vot? În buletinele de vot pentru președinte, Consiliul Județean și pentru Consiliul Județean suntem pe poziția 4. Bun, deci, încă o dată, votați AUR pentru Sălaj. Punem punct aici aceste ediții. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. 9 iunie se apropie cu pașii repezi, numărătoarea inversă deja a început, așa cum spuneați și dumneavoastră, fiecare vot contează. Sunt Alexandra Roșu și te îndemn să mergi la vot. Votează asumat și inspirat. Alege Transilvania!